Parcă ești o bărzuță și pui de barză. Hai copii, hai, dă-i bătaie! Ai tu ce harnică ești. Unde țiclopul? Și cu folia în mână și cu broasca. Da. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș și astăzi avem treabă pentru că lucrăm cu ovăsul. Suntem aici pe un capăt a grădinii noastre, unde am semănat ovăz și ghizdei. Și acum vă arătăm ce facem, pentru că se prevestesc o 2-3 zile de ploi torențiale, vijelii și mai știu ce spun ăștia. Nu ne lăm după ei, că uneori se întâmplă, alteori nu. Însă, mâine o zis ploaie de tăzua, așa că vrem ovăzul ăsta să nu ni mai ploaie. Am cosit într-o parte la o vecină vreo 50 de ari de fân, ni l-a plouat, ni l-a plouat vreburile și ni l-a udat, ni l-a străcat de numai. Asta este, am avut de plătit balotieră, greblă, cordă, etc., cosâtul și am adus niște baloți de calitate îndoielnică, am vedea dacă i-a mâncat bivolița la iarnă. Și anul ăsta avem un an foarte dificil cu strângerea fânului. Unii dintre voi ne-a scris în comentarii că cei mai curajoși dintre urmăritorii noștri ne-au luat la rost că de ce nu am fugit repede să-l strângem cu furca și să-l facem clay cum să facem mai de mult. Eu și soția și doi copii mici care am învață să țină mâna pe furcă și pe greblă, însă e una să faci pe o bucată mai mică cum e aici vreo 7-8 arii și e alta să faci treaba asta pe 50 de arii că nici n-ai vreme să te apuci și nici n-am avut nici timp și așa mai departe. Deci, când se poate, se poate. Timpul nu ne permite că lucrăm și noi în diverse direcții. Dar ovăzul ăsta l-am cosit de vreo 3 zile și acum o să-l punem frumos pe grilajul ăsta metalic, pe niște bolțari, pe niște pietre l-am pus. Și o să strângem, o să-l greblăm, pentru că împreună cu ovăzul am semănat și ghizdei. Și o trebuie cosit ovăzul și ca să nu ne ploaie ovăzul câteva zile, îl punem pe cadrele astea, după care îl vom muta în pod. Așa ne-am socotit. Am văzut pe alții că fac în alte părți ale Maramureșului, fac sălceri și furcituri și mai știu eu cum le mai spune. Și noi ne-o face, că și noi avem planuri, dar acum, în toiul verii, când avem atâta de mult de lucru și nu știm pe ce să punem mâna, nu putem mere nici să-l facem crăci și să-l cer și prepelea și mai știu eu ce fac alții. Da, asta e treaba, hai să-i dăm bătaie și să nu mai stăm la povești, că eu am de mărți și în altă parte să mai lucru și altceva.
pe lângă fânul ăsta. Așa că eu o să iau cu furca din mare și o să rămână soția cu copiii, o să grebleze ce rămâne după mine de pe corduțele astea făcute de noi. Și o să vedem ce fârcitură reușim să facem, da, ce căptiți. După care vom așera prelata aia peste el. Bine, Andreea? Te descurci? Depinde cât e de înalt, că dacă e înalt tare, n-o să mă descurc să așez prelata peste el. Nu va fi foarte tare, dar păi așa, ni bagi furca într-un colț, o ridici în sus și copiii țin de celălalt colț, n-a fi până la cer, nu tichem. Bun. Pe să fie până la cer. Hai dați copii cu grebla. Să încerc așa până sus și o stau aici și la închisoare. Da, tu o să trebuiască să-l calci. Niște ovăz cosit în lapte, care o să fie numai bun la animale acolo la primăvară, după ce ori păta. A fost fac eu cu furca. Cu furca? Da. Cu furca nu pot face acum, că eu cu furca, singura furca ce avem aici în zonă, și cu furca asta eu trebuie să iau, uite așa grămezi mari, lucru care tu nu o să poți să-l faci. Ia, Victor. Să vedem cum luăm și aranja. Că trebuie să ne învățăm să ne facem și fârcituri. Hai că mai iau o tură de acolo, po? Și ce? Stai un pic. E aici nu luam, că nu grebla. Că... Și tot ce vinim de acolo să mai ce presărat, știi? Andi. Dar păi am o presare, să Daniel. Trebuie să strângi. A, dar o să se presare numai și pe mine. Victor, mă, hai mă cu grebla în coace, lasă jucăriile. Jucării? Dar ce? Cu scheme, cu o furcă de... No, lasă schemele. Bătăi. Hai, hai să greblăm. Mijlocul? Aici nu mai greblați 3 metri. Po vini cu... Ha! Copiar pe mine. Nu știu ce-a fost că mă dau în față. Dar pământul meu, frate. Nu știu ce-a fost. Dar pământul meu, mă dau. Au! Ăsta e casă!
castel. Am un castel. Ei, bravo, Victor. Asta am vrut să zic, să te sui. Calcă bine, fii atent. Stop, nu sari, nu sari. Umbli peste el. Uite așa, la atâta distanță de margine, să nu-l spa ca falsul. Da? Pe aici așa. Te duci tot de roata. Și calci frumos. Wow. Eu mă duc pe hol. Mergi pe cărare să nu... Ăla care se răstoarnă după... După... Că... Tati, ăsta e cel mai bun pat din lume. Pui un cerceap pe el, o cotură și gata patul. Ai dreptate. E o idee foarte bună. Bravo, Victor. Eu să foloseau. Plimbă ce roata să văd pe unde e gaură. Acolo, Gaură, acolo. Aici nu-i loc? Da. Calcă-l frumos. Poți fi atrin. Cu grijă, da? Să nu mi-l frici. Bună mult. Vin și eu, ok, tati? Nu, nu. Numai unul odată. Pare abuzant. Încă de aici ai Gaură. Ia acolo, e gaură mare. Aici? Da. Acum poți să sari peste ea. Nu sări, te plimbi încet, frumos. Încet, a, bravo. Am niște trepte tare mari. Trebuie să mi le schimb la casă. Că nu mai pot călca pe ele, că mă apun până ajung pe jos. Aici am plăcut mai mult. Un pic de transpirație, dar nu-i nimic. Să fii că trebuie în treptele la casă, că atât acasă. Mai încet, mai încet, mai încet, ai grijă. Ai distrus urmele, nu mai știu pe unde să mă duc. De ce n-a dus de pe șirul? Da, da. De ce n-a dus de pe șirul? Mă duc eu pe alea două. Că apoi alea mai umede un pic de acolo și le punem deasupra. Că nu vreau să greblez. Să mai presar până viu. Cum am făcut acolo prima cordă, pe vicul gata, știi? Problema ce am avut aici e că în primăvară a semănat și pentru că a fost pământul frezat și foarte afunat, mi s-a tot lăsat cosătoarea. S-a umplut dinții. Foarte rapid, s-a umplut dinții de la foarte rapid s-a umplut dinții de la cosătoare cu pământ, cu vulgări de pământ și mi-a tot rămas câte un ciuf de ăsta culcat la pământ. Da, nu e nimic, că în mare parte l-am cosit cu DCS-ul nostru și nu ne-a rugat de nimeni. Ne ajută Dumnezeu acum să-l strânge, să nu ne-l nici ploaie. Suntem tare mulțumiți. Da. În special tu. Dar parcă aici ai mai pus o dată, nu? Nu, aici am pus, ia vezi? Și acum pun mai încolo și acum mai trebuie să pun pe colț o furcă. Vezi? Ce stresată ești tu, Sofia. Ce? Ești foarte stresată. Asta cred că e punea mânca, nu? Mor! Ești ca suc de margini! Stai pe loc! Aici, da! Văd că te încep! Încep să știi tare! Pat? Care unul durează? Sofie, ia-ți chiar o grebla! Și ea trage linia asta pe mine. Ia. Oh my god! Ce mai face? Ia, aici, dâra asta. Așa, ia. Încet. Bun, nu mai văd ce la asta. Pe tot faci trei cu mare. Nu-i bai.
Nu-i bai că-i bine, că am ajutoare, ia ce fain mere lucru. Eu mă pun și mă culc aici, te pare bine. Hai că te învelesc! Te învelesc! Nu vreau un veleală, că mi-e prea cald. Stai acolo! Te învelesc, că ți-i frig. Parcă ești o bărzuță, un cuib. Așa stau și puii de barză în cul. Bărzuță! Mă întoarce de pătură! Pune peste el! Pun, pun! Mai stai acolo? Da! Poți să-l mai întind un pic? Dar-mi place aici, ha? Poate să mă sufoc în cui? Ce sufoci? Cât gândaci! Lasă-l! Da, măi, nu cu furca aia! Da, pune-mi Sofia. Cap, că mi-e foarte frig! Nu mai pot să... Da. Nu. Ia-ți furca de acolo, să nu sară și să-și sară în furcă. Dragia! Hai dat afară, gata! Ce faci? Eu, ca usta! Hai cu grebla la mine! Hai la altă! Bun! Apoi îmi dai să fac flexe. Nu mai fac flexe, gata. De ce e mică? De aia, că nu mai ai cu ce. Nu mai dați pe iarba. Tic-tic. 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 Baterie. O baterie plină de nevoi. Ce mai faci? Ii cântă-ne un cântecel. Da. Spune-ne o poezie. Da. Spune-ne un psalm. Ia spune tu psalmul 1, să vedem cum îl știi. Serios? Da. Îmi place cum reciți. Îți spui psalmul 1? Da, dacă vrei. Așa cu voce tare, să te audă și bătrâna Mărioara. Îl spune, îl spune-o! Dar spune așa, nu strigat, dar cu voce tare. Bine. Urge. Îmi spune Sofie că știe mai bine. Zi Sofie, să vedem. Păi tu știi numai prima parte. Nu, o știi numai prima parte.
Ia să vedem. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se duce pe calea celor batjocoriți, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte fugete la legea Lui. El e ca un pom, stădite malului, malului nu-i fur de apă, el îi dă rodul la grăma lui și ale cărui sânge nu se veșteze. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa? Nu tot așa e cu cei răi. Ei sunt apleaga pe care o fulberă vânt. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății și nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Deci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, iar calea celor păcătoși duce la pieire. Bravo! Bravo! Face 5. Gata. Eu mi-am un pic de ovaș cu mine. Un pic te-am cam repezit că trebuie să mă duc și la altă treapă, dar... Sunteți norocoși că mă aveți pe mine. Serios? Să știi că da. No, eu te cred. Da, pe tine, cel mai enervant copil din lume. Tu vorbești. Tu nici n-ai pus mâna să mă ajuți acum. Nici n-ai pus mâna. Ea s-a concentrat să spună psalmul, Victor. Da, și ce? S-a făcut o inimioară așa la piese. Da? Mm-hmm. Hai să vedem cum punem ăsta. Mm-hmm. Mai găurit. Nu, m-am un pic aici, pe lateral. Wow, ai făcut grădină zoologică de leopard. Ce punem? Hai. Ce punem deasupra, Sofia? De obicei se pun leopard. Doi pari sau da. Ceva. Ce? Eu mai pun o dată să văd cum ai aici. Dai, Victor, nu-i voie. Că-i hai să mergem să aducem parii aia de acolo. Jos. Foarte fain. Bravo. Și eu mă duc la pinte, brațe. No! No! Victor. Doamne, ce urle te aveți. Oameni buni, asta e video de astăzi. Am transpirat un pic, ne-am strâns tot ovăsul de pe jos. Ne bucurăm că avem cât de cât un chighepân de ovăz. Vă mulțumim pentru vizionare. Asta e treaba. E prima fârcitură pe care o facem noi în viața noastră. E clar că o puteam face pe jumate de mare și o înălțam și îi făceam un vârf așa cum trebuie. Dar plouă sâmbătă și duminică. Luni, săptămâna viitoare nu va mai ploua și atunci o să o desfacem. Eventual ce un pic verde aici pe deasupra o mai întindem și o tot ducem. Da? Ia-mă broască! Hai să-l strângem și asta. Dar ce-o pățit la un picior? Eu țin! Nimica!